Tocmai ai terminat cursul de reprogramare mentală prin tehnici NLP din cadrul Academiei Române de Coaching cu Loreda Lalatiș. Spune-mi, te rog, cum te numești, unde trăiești, câți ani ai și ce profesie ai? Da, mă numesc Mihaela Bolozan, sunt din Brăila, din România și am 52 de ani. Și mai era o întrebare, nu mai știu care. Ce profesie ai? De profesie sunt inginer. Spune-mi, te rog, ce ai învățat și ți-a rămas valoros la acest curs? Ce am învățat? Am învățat multe lucruri. De fapt, am învățat să le scot la suprafață, pentru că de știut le știam, erau înăuntrul meu și de la acest curs, cel mai important lucru, am învățat să le structurez și să acționez pe baza unui plan, ca să pot înainta mult mai mult și mult mai bine decât altfel. Unde, când și cu cine vei aplica ceea ce ai învățat aici? Voi aplica cu mine, apoi cu cei din jur și voi extinde cu, în funcție de circumstanțe și cu persoane străine. Când eu doresc de curând, oricum cu mine am început deja și urmează urmează toate lucrurile să se deruleze natural și nu le voi forța. Asta e planul meu. Ce te-a determinat să vii la acest curs, să o alegi pe Loredana și Academia? La acest curs mi-am dorit să particip pentru că pe Loredana am cunoscut-o de pe internet. Mi-a cucerit sinceritatea ei și mi-am dat seama că sunt compatibilă cu felul ei de a fi, cu felul ei de a gândi și mi-am dorit să o cunosc pe ea mai bine și să îmi las evoluția mea ca dezvoltare personală, dezvoltare personală pe mâinile ei. A meritat investiția în bani, timp, energie emoțională? Da, da. Deci aș cu vârf și îndesat, a fost o alegere foarte bună, o decizie foarte bună și dacă ar fi să derulez timpul și să-l dau înapoi, aș face același lucru. Transmite, te rog, un mesaj pentru cei care te ascultă acum. Un mesaj. Din tot sufletul vă doresc să ajungeți la înțelepciunea de a lua decizia, să porniți pe drumul dezvoltării personale și al autocunoașterii, pentru că este drumul cel mai bun pentru sufletul fiecăruia dintre noi și cel mai sigur și cel mai scurt. Și până când nu vom face lucrul acesta sau până când nu veți face lucrul acesta, veți merge ca și cum ați fi legați la ochi și să trăiești fără să te descoperi, e ca și cum ai trăit degeaba. Așa că porniți, faceți primul pas și Dumnezeu vă va ajuta să-l faceți și pe următorul și pe următorul. Succes! Spune, te rog, un mesaj pentru Loredana Lateș. Pentru Loredana. Știe deja că
Este mentorul meu și o iubesc și îi doresc tot binele din lume și energia pe care ea o transmite nouă tuturor, de la ea la ceilalți, pornește de la, ca și cum ar fi de la o săgeată care se împarte în 100, iar ea să fie sigură că va primi acele sute de săgeți înapoi, de fapt feedback-urile o dovedesc, și va fi puternică pentru că va fi în tolba ei, vom fi toate noi, toate săgețile ei le-a trimis în univers. Și mulțumesc. Transmite, te rog, un mesaj pentru membrii Academiei. Dragii mei colegi, vă iubesc pentru că existați, vă iubesc pentru că sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine și că suntem toți dornici de același, să realizăm același scop, și anume acela de a ne regăsi și de acela de a ne cunoaște. Vă felicit și vă doresc să faceți și mai departe căutarea voastră foarte, foarte eficientă. Succes în căutarea voastră! Felicitări, Mihaela, pentru acest interviu. Mai vrei să mai transmiți ceva? Nu, mulțumesc mult pentru oportunitate și ție mai departe îți doresc toate cele bune. Mulțumesc!